A. Vești mari în curând. Da. Deci, vești mari astăzi. Avem League of Legends pentru prima dată în viața mea. L-am instalat astăzi. A durat foarte, foarte, foarte mult să-l instalez. Cheers. Văd că stă foarte mult să pornească, nu știu ce să face. Alo? Domnul Lig. Lig, Lig, Lig. Ia să vedem dacă funcționează și pe internet. Domnul Stream. O să-ți fac un clip de microfon, nu? Funcționează și pe domnul Stream. Se aude tare și se aude un fâșuit. Da, asta e, ghinion. Ce să-i facem? Așa, văd că domnul League of Legends nu vrea să pornească, pur și simplu. Domnule Legends, The League of Legends. Hai, dacă ești drăguț, pornește și tu, te rog. Da, hai, te rog, e frumos. Hai, că hai să dăm după tine, uite. Sunt deja doi oameni, din care unul sunt eu și unul sunt tot eu. Chiar vrea să înceapă, totuși. Ia, uite ce efecte frumoase. Mamă, ce drăguț. Bun, reluăm. Trebuie să fac ceva pe aici, în opțiune. De fapt, nu reluăm, nu reluăm. Las că merge așa. Keep rolling, keep the camera rolling, da? Să vedem cum facem noi debug la aceste probleme. Foarte simplu, intrăm pe processes. Uite-l. Ia uite ce drăguț era aici și nu face nimica. End task. Start. The League of Legends. Click. Alte vieți. Te pup, pa, pa. Da, domnule, uite, în sfârșit avem și avem sonor, avem tot ce trebuie. Ca să mai verific din când în când cum se aude, cum se... Una alta. Sper să meargă de data asta, sper să nu am probleme. Bine a venit cine a venit. There was an unexpected error with the login session. Ba, dar foarte, foarte drăguț. Exact ce-mi trebuie, exact ce mă așteptam de la jocul ăsta, sincer. Nu, chiar nu mă miră, chiar nu mă miră absolut deloc. LOL. Da, domnul Schiller, bine ați venit. Trebuia să am un plugin pe aici care să-mi zică cine este online, dar nu-l găsesc. Undeva în dreapta, 3 viewers. Nu? Hover to view. Hai mă. Click to hide. Hover to view. Bine v-am găsit, nu eram, am primit notificare, ce drăguț. Da. Mai facem o probă. Third time is, cum e? Third time is the charms, sau ceva din asta. E bine că mai prinzi acum muzica de la început, muzica de start. Foarte importantă chestia asta. Oricum, lol, e cam complicat. Aoleo. Pui mei, păi altceva nu prea merge. Nu știu că ți-am dat poză cu jocurile pe care le poate rula traca mea de laptop? Nu mai știu. Ok, se pare că nici jocul ăsta nu merge. Da, calcul meu. Laptopul ăsta vai mamului. Hai să facem debugging. League of Legends session expired sau error, ce să caut. Nu ți-am arătat, da, scuze. Mi-am trimis mie pe mail și trebuia să-ți trimis și ție. Hai să vedem. Nu.
nu expire, de error. Unexpected error with login session. Press Alt F4 on the client. Deci trebuie să închid tot ce înseamnă Riot Client Services. Ia să vedem Riot Client Services. Da, era complicat, trebuie să fie obișnuit cu eroi. Man, să fii serios, eu nu joc ca să câștig, joc ca să fie ceva aici pe background. Pana mea. Riot Client, nu am niciun Riot. Ah, stai mă, că ăsta le... Poate dacă te punem cu începătorul să ai o șansă. So you're telling me there's a chance? Știi asta că i-a zis ăla că este one in a million. So you're telling me there's a chance? Riot. I'm gonna be Riot in Zion. Like a lion. Runtime broker. Runtime, nu știu ce, Microsoft, Intel. Tu. Băi, nu-l găsesc în Bobcean. Ok, if at first you don't succeed, keep trying. Da, e ușor ce faci să nu joci ca să câștigi. Păi, da, exact, bingo. Măcar să meargă jocul ăsta odată. Jesus, să pornească, asta e tot ce vreau. God. Altă viață, tăticule, altă viață. Așa, știi ce te rog, dar după aia poți să pleci dacă vrei, că bănesc că n-ai niciun interes să te uiți la un nebun cum vorbește de un singur pe aici. Să-mi zici cum se aude. Play League and Rock Legends, get started. Level up, play daily. Social, Rock Legend. Stai să pornească jocul. Stai că nu știu cum să-i dau drumul, nu știu. De aici, din get started sau de unde până mea? Sunt pe tel. Da, ok, dar dacă ai măcar... uite, play aici, mă. Dacă ai sonor, intro. Da, mă, intro. Team up with other players against a team of bots and destroy the enemy nexus. Beginner. Nu, intro, mă, intro. Numai dacă se aude bine atâta, Dumnezeule, stai un pic să înceapă jocul. Jesus. Find match. Ce pana mea asta? Change mode. Your party is open. Friends can join anytime. Change mode. Nu, e ok. Da, păi nu vezi că îți răspund la ce zici. Da, păi doar cu oameni. Ok, și acum ce fac? Aștept să mă meciuiască sau ce? Find match. In queue. Accept. Picking something. Choose your champion. Pana mea, nu știu asta. Lock in. Trebuie să intri într-un joc cu mai mulți. Choose your loadout. Ce loadout? Nu știu ce e. Pana mea, nu știu. Măcar ne-a dat blue screen. A început jocul. Ok, all right. Păi și acum? Ghost Silver. Așa. Stai că se încarcă, mă. Welcome to Rock Legends chat room. Yeah, wow. Așa, you gain the benefits of items right when you buy them. No need to equip. Ok, bine. 41-52%. Mamă, ce prost merge, așa. Cred că după asta o să testez un European Truck Simulator. Că m-am jucat... Ce m-am jucat ieri? Chestia aia, clonă de GTA și nu m-a... Ce mai faci? Bine, Anci Manci, tu ce mai faci?
Cât de oh my god, eu am 2% la telefon, fuck. Și mă uit la... Da, GTA era. Mă uit la chat pe telefon, că văd că mi-a făcut full screen, după cum vedeți și voi. Și nu mai văd chat-ul. Bine! Da, Gangster Vegas, așa e. Uh-huh. Gangster Vegas, baby. Băi, era foarte simpatic jocul. Deci era... ce pot să zic? Mult, mult peste ce mă așteptam să fie. Mă așteptam să fie o penalitate, să fie o bălărie. De-aia. De exemplu, eu m-am uitat și la ce te jucai, nu mai știu dacă te jucai tu sau nu mai știu cum, GTA 3, GTA 4. Deci mi se păreau mult mai proaste. Acum, dincă o dată, nu m-am jucat, doar ce am văzut așa câteva gameplayers sau chestii. Deci mi se păreau mult, mult mai proaste. Stau cu telefonul în mână și mă uit la el, de parcă aș vorbi în el, dar eu de fapt vorbesc aici. Nu, na, încă nu m-am obișnuit. Ia zi, Anci, cum merge cu kombucha? Cum te simți? Ce efecte, ce adverse, perverse, benefice ai, simți? Așa, de ce se păreau mai proaste? Ca și grafică, în primul rând, ca și grafică. Da, San Andreas, da. Da, nu știu. Bă, băiatul, deci așa... Da, decât Gangsta. Deci încă o dată ți-am zis, nu l-am jucat. Deci nu știi cum e, vorbesc din punctul de vedere al unui om care a văzut și el o poză, sau mă rog, bine, cazul meu un videoclip, și compară cu ce s-a jucat. Deci, na, îți dai seama cât de biased este părerea mea. Este o... Băi, trebuie să-mi aduc încărcătură, stați un pic, că văd că... Na, i-am apărut acum 16 ani. Deci asta e faza. Da, când se-mi aduc și eu cablu, s-a încărcat jocul. Fuck it. Alright. Bun, hai că mă concentrez un pic să văd cum e jocul, da. Stai puțin să-mi zici dacă se aude jocul. Dar nu l-am avut nici eu măcar. Se aude jocul sau se aude aspiratorul? Ce drăguț, mă bucur. Hai să dăm joc un pic mai tare să vedem dacă mă mai aud eu. Bine, dar în joc nu se întâmplă nimica, deci nu știu ce pana mea. Ia, pot să trag în cineva pe aici? Hai, dragă, unde mergi? Așa în luare merge. Nu, mă, nu știu eu să-l joc. Ce ai? E prima dată când mă joc, Dumnezeule. Așa, deci s-a auzit. Zici când a zis acum, it's possible, but it's still possible. Uite un om aici. Kill him. Kill him with fire. Nu, parcă merge sacadat așa. Dar chiar merge sacadat. Oh, God, why? Jesus Christ. S-a auzit ca din fundul canalului. Aolea, ce bine. Mă, Tony! Și acum că se bate cu ăștia, se aude bine? Noroc cu aspiratorul. Da, noroc. Transmite aia nespoi la curățat. Da, o să-i transmit. Deci se aude cât de cât ok sau e vrăjeală? Click dreapta. Se aude muzica de fundal. Foarte vag. Hai, lăsăm așa și vedem ce iese, pana mea. Închide calc. Ăla aspirator. Da, asta e, hai, lasă. Dacă mă aud eu, se aude cât de cât jocul îmi bag picioarele, hai că nu... Da, ok, scuze, nicio problemă.
Hai că-mi fac cealaltă, hai că vreau să văd cum e jocul, da? Hai, fiți atenți aici cum se joacă pentru prima dată. LOL. 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 Uite un om, uite un om, uite un om aici. Așa, ia-mă, deci ce trebuie să facem? Mystic Shot. Hai, ia. Așa, deci mergem în coace. Bun. Buy more items at the shop. Uite, am o săgeată în coace. De ce am o săgeată în coace? Ce vrea săgeata asta? Ia, ce vrea săgeata asta? Buy more items at the shop. Eu te pot să cumpăr itemuri aici. Ce drăguț. Câți ăștia-s bănuții mei sau ce? Nu știu ce să știu. Sunt ceva ăștia, dar cred că-s bănuții mei. Builds into, requires, recommended. Buy starter items. Ok, buy. Ok, și asta, nu? A, nu, trebuie fiecare în parte. Ok, buy. Ok, buy. Buy. Create advanced item. Fucking shit, stai puțin. Hai, ia. So, create advanced item. What we have here? 400 de ceva. Ruby crystal. Ok, și aici ce am? Health potion. Așa. Și o sabie. Și aici ce am? Altă sabie. Păi da, dar îmi trebuie 400 cu 350 cu... Ce spui tu, străine? A, 6, landu. Bun, gata, nu? Mai trebuie să fac ceva acum? Să landu Panama. Nu, asta a fost. Așa, să landu. Închidem de aici. Și? Unde am inventorii? Unde am inventorii? Champion Info. Runes Panel. Asta e... Arcane Comet. Mana Flow Band. Ce avem aici? Rising Spell Force. Mystic Shot. Asta ce face? Așa, uite sabia. Bun. Uite health-ul. Potion-ul. Warding Totem. Bumbi, 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 bum. Recall, click to use. Tu 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 ti tu ti tu ti tu ti ti tu pa 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 la 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 la. Hei, așa, click to use. Nu vreau asta. Aici ce este? Aici sunt cu echiperii mei probabil. Bun, și acum ce trebuie să facem? Hai să mergem pe ăștia. Hai să mergem după ei. Hai mă, fugi, run. Run, mother father. Run, mother father. Just run. I am Robic is on a rampage. He's on a killing spree. Hai, mai obosit. Alo? Shut down. Ce e asta? Ce înseamnă shut down? Ce se întâmplă? Ce fac, mă duc ca prost aici? Alo? Ah, uite, minions. Let's kill it. Kill it with fire. Alo, kill. 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 Am chestia aici. Hai. Wow. Cium, 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 pium. You have been slain. Aha, deci tot jocul ăsta te plin ca prostul și după aceea te omoară imediat. Da, interesant, foarte drăguț. Ce pot să zic? Așa, hai să mai încercăm o dată. A, știm, ne ținem după ăsta. Hai să vedem unde se duce el. Hai, dragule. Hai, nebă, băiatule, ce faci mă acolo? Hai că avem... Nu și noi un joc de făcut. Alo, băiatul? Johnny Boy? Hai, te rog. Așa, bun, hai. Hai să mergem după el. Așa,
Așa, bun. Hai, mă, serios, deci pe bune, deci chiar trebuie să mergi. Deci de fiecare dată trebuie să-mi faci drumul ăsta din nou. Ce drăguț. Foarte frumos, ce pot să zic. Mm-hmm. Cred că mă va prinde foarte mult acest joc. Sunt 100% sigur de asta. Așa. Deci asta ce face, îi bate pe ăștia. Așa. Ok. Ok. Level up plus 1. Essence Flux, ce asta? Fires an orb that sticks to the first champion. Ceva. Ce vreți? Oh, Mystic Shot. Ah. Uite, ce fac? Aha. Wow. Completely fascinating. Wow, așa ceva. Deci cum poți să te joci așa? Bine. Exagerez, bineînțeles, dar da, mi se pare fascinant jocul. Complet fascinant. Așa, și care era faza că puteți să o iei pe mai multe drumuri, da. Ce înseamnă shutdown? Asta mă întreb. Triple kill. Ce drăguț. Și dacă mă duc aici, ce se întâmplă? Ia să vedem. Pentakill. Aha. Avoid minion damage. Stay behind friendly minions. Avoid red danger zones. Bots cause damaging. Wow. Ok. Dar nu înțeleg de ce arată săgeata asta. Eu, e clar că ceva nu fac bine. Mm-hmm. Enemy turret. Mm-hmm. Da, mi se pare fascinant. Da, ți-am zis că e greu. Și plus că o iei de la capăt în fiecare. Da, probabil că dacă nu aveai spus să auzești ce făceai acolo, am ieșit. Bine, te salut, domnul. Papa, mulțumesc de vizită. Da, o să ieși eu în curând. Deci cum dublu V. Stai, mă. Q. Wow. All super minions now spawning. Da, nu. În niciun caz nu e pentru mine acest joc. Îmi pare foarte, foarte, foarte rău. Your team needs you. If you leave, you may be temporarily banned from future games. Îmi pare foarte rău. La revedere. Pa, domnule joc. O să dau o mare uninstall. Exit now. Exit. Exit, uninstall, delete, format ce două puncte, yes, enter. Se scrie în domnul Schiller. Cam ieșit și eu din joc. Am și eu din joc, nu-mi place, îmi bag picioare. O să-l dezinstalez. Bine, n-o să-l dezinstalez, că o să-l mai țin așa, la oha, la mișto, la una alta. Așa, ce avem noi aici? Asta nu ne trebuie, ce avem noi aici? Asta nu ne trebuie. Așa, astea sunt jocurile pe care le pot juca eu, bun. Haideți să continuăm, că tocmai mi-am instalat o prostioară, așa. Nu.
Nu mi-am instalat-o, dar aș vrea să... Am vrut să-mi instalez, dar cumva nu merge. Hai să vedem Truck. Euro Truck Simulator 3D. Deci este 3D, motherfather, da? Este... Noua minune, noua tehnologie, noua fascinațiune. Bing, hai te rog să te instalăm. Ar fi bine să și facă ceva jocul ăsta, că doar așa să stau cu ecranul ăsta nu arată bine. Uite mă, așa. E un pic fan foarte tare. Acum e și mai tare. Are muzică frumoasă, da, îmi place. Așa. E bine că nu mai e nimeni aici să... Truck set... Oh my god, cum arată, Dumnezeule mare, ce e asta? Jesus, ok, hai să... Level selection, 0-1, bineînțeles, ce alt nivel? Oh, Dumnezeule, ce e asta? Nu! Nu, este complet horror. Deci nu cred că mă pot juca așa ceva. Oricât ai vrea, nu. Bă, măcar controlele sunt ok. Deci măcar controlele sunt bune. Da, bun. Ok, dar ce joc este în care mergi cu camionul pe un drum în spațiu? Stop track and the finish to complete level. Ok. Și... Level complete. Ok, next. Level selection. Doi, păi dacă l-am făcut pe unul, bă, uite, ce facem? Oh my god, deci ăsta e tot jocul, Dumnezeule. Nu, renunț. Deci, pe bun, ăsta este tot jocul, oameni buni, voi vedeți? Wow. Deci eu nu fac nimic, și asta se duce înapoi. Deci eu efectiv nu apăs nimic, și asta s-a dus înapoi. Genial. Hai să-l arunc ca să vedem ce se întâmplă. Level fail. Dar să știi, da, nu mă așteptam să fie level fail. Bun, o să-i dau un mare uninstall și lui ăsta. Un mare, mare uninstall. Stați un pic când clipocește ceva aici, o fereastră. Ce drăguț, ia uite mă, mi-a deschis și mie o reclamă. Mă, din păcate nu știu cum să fac să se... Zero viewers. Perfect. Acesta este momentul meu de glorie. Zero viewers și 0.27. Spre care sunt minute? Sper din tot sufletul că acele 0.27 sunt minute. Pentru că altfel asta resemna că eu am făcut stream doar 27 de secunde. Da. Foarte drăguț. Bun. Așa, ziceam că mai avem... Am mai instalat astăzi ceva, tot o mare... Farm Simulator! Uite, ăsta e drăguț. Ăsta sper să fie drăguț. Raid game, later. Raid... See you later, alligator. In a wild crocodile. Oh my god, e făcut de aceeași firmă de jocuri. Am un mare bad feeling de asta. Dacă n-are sunet jocul ăsta, trebuie să facă ceva, nu? Ia-mi primit. Farm Simulator, play. Tractor Farming 2018. Bun. Asta sigur e o reclamă. Am un feeling că este reclamă. Da, le spuneam unor colegi că cu această coronavirus eu n-am nicio șansă. De ce? Pentru că prima regulă... Bine, prima regulă este să nu spui mâna pe față. Iar la mine, uitați-vă cum fac. Uitați-vă toată ziua să numai așa. Tot timpul mă mănâncă ceva pe aici. Deci este un adevărat horror. Bun. Ce trebuie să facem aici? Să ajungem acolo. Bur. Mamă, ce număr are.
Aha. Bă. Așa și. A, trebuie să vin cu spatele. Du-te, mă. Ce vrăjeală. Haide să venim cu spatele. Bun, hai că am luat ăla. Și acum trebuie să ajungem acolo. Hai, dragă, înainte. Da, dar știi că ți-am zis să mergi înainte, nu ți-am zis să... Cum s-a teleportat ca prostul, cum s-a răsturnat? Eu ce reclame frumoase avem pe margine. Mă, oameni buni, vedeți ce reclame frumoase avem pe margine? Uite, la o gagică care stă întinsă, la niște ardei iute și la doi căței. Ce frumoase sunt jocurile în ziua de azi. Superbe. Superbe, mirifice și chiar mirabolante. Așa, bun. Băi, noi suntem la fermă, deci avem voie să bem alcool, îmi pare rău. Deci, industria agricolă nu ar funcționa fără alcool. Pur și simplu. Nu ar exista industria agricolă. Bun, deci jocul ăsta este foarte stricat, îmi pare rău să vă zic, deoarece eu acum apăs dreapta și asta nu face nimic. Da. Deci s-a făcut ceva. Ce-o fi chestia asta, nu știu. Asta e de pauză, da. Resume. Hai, te rog. Da, și a revenit acum, dar... Dar să vedem pentru cât timp. Păi unde vrei mă să mă duc? Pe unde să o iau? Pe pietrele astea, în puii mei. Dumnezeule. Așa, și acum ce fac? Intru ca prostul în ăsta? Doing. Hey, having fun. No. I'm not having fun. It's the opposite of having fun. Next, cultivate the farm. Hai să vedem, hai să cultivăm the farm. Cultivăm, da? Ați înțeles? De la cool. Pentru că este foarte cool să cultivi. Și este foarte enervant să rămâi fără controle. Dumnezeule... Nu. Deci nu se poate. Nu se poate așa ceva. În fericire am ajuns unde trebuia, nu știu dacă o să fie luat în considerare sau să zic. O să zic că am creșat. Hai să vedem. Mama, dar ce efecte, frate! Dumnezeu, deci efectiv cineva a luat niște poze de pe net, le-a trântit acolo și uitați-vă și voi cum faci. Zici că e chestia aia din când câștigai la solitaire, știți? Când cădeau cărțile să făcea efectul ăla de 2 lei. Da. Cum să faci mă așa ceva? Fiți atenți aici, fiți atenți. Deci nu. Deci fii atent și tu, deci dacă... Mamă. Deci până și eu cât de retardat mental sunt și puteam să fac ceva mai bun decât asta. Orice... Deci dacă aș putea, aș da nota minus infinit la acest joc. Deci nu. Și parcă văd că jocul ăsta mi-a instalat 100 de mii de adware-uri și de virus și de tot felul de chestii posibile și imposibile. Hai că mai am un joc. Stați un pic să văd dacă e cineva pe aici. Dacă îmi scrie cineva pe chat, vă anunț cu mare, mare părere de rău că nu pot să văd. Telefonul mi-a murit și mi-a lene să mă duc să-mi aduc cablu să-l pun încărcat. Chat-ul meu va funcționa pe principiul nu sunați, mai ieșim noi din când în când pe afară. Măcar așa mai economisim din curent. Doamne, cât de prost merge, doamne. SSD, Intel, ce mă? Aia, nicio treabă, mă, nicio legătură.
Nu e, frate, unele calculatoare pur și simplu nu sunt făcute să meargă. Da, mă, ce vrei? Ce vrei de la mine? Gata. Continuă. Costa m-a mai jucat un pic astăzi. E și asta o parcă. Ce mă enervează la jocuri? Ce vrei, mouse? Mouse-ul, te rog. Deci, ce mă enervează la acest... Uite ce joc. Uite ce acolo. Ia uite-l, mă. Deci exact asta mă enervează la aceste jocuri. Că tu apeși o tastă, de exemplu, accelerație sau stânga-dreapta. Frate, și el se duce, nene, adică îi dă de la 0% la 100%, așa, deodată. Deci nu... Știi, ca și cum tu când apeși accelerația, îi dă așa, ca țălaunul, până la fund. Bine, dacă ai BMW, da, probabil că așa faci. Da. Puii mei, frate, deci nu... E absolut, absolut mortal acest joc. Dar este un challenge pe care l-am acceptat. Și o să mă joc... Stai că stai o plăcere să intre în toate zidurile, toate stâlpurile posibile și imposibile. E un challenge și să-mi bag ceva dacă mă las până nu fac ceva, până nu reușesc să trec măcar de prima curbă. Asta e tot ce-mi doresc. Dar nici eu nu am. O fac. Eu nu am țeluri atât de înalte în viață. Vreau și să fac prima curbă la dreapta. Spuneți voi. Vi se pare mult asta? Vi se pare mult să vreau și să fac o curbă la dreapta? Nu. Eu zic că nu e așa mult. Hai, bun, că după aia că vrei și următoarea la stânga. Bun. Da, frate, asta mai înțelegi, știi? Bă, da, hai, știi cum e, baby steps, frate, baby steps. Ușurel, așa. O curbă după alta. Hai să ne uităm și noi. Așa. Deci fiți atenți, iau, ce drăguț. Deci, uite. Deci, acum pot să meargă înapoi, da, ca să înțelegeți despre ce e vorba. Bun, el merge înapoi. Așa, se duce înainte pentru că e la vale, mă. Mhm, da? Da, frate, are sens. Așa, deci acum... Deci știți cum? Apăs așa, click, click, da, pe mersul înainte. Da, click. Ia uite cum se duce, mă. Hai să încercăm să facem dreapta. Click înainte. S-a blocat, stați. Stați un pic. Nu, nu-i bine. Trebuie să luăm curba așa mai din larg. Mai din bombeu, din croșeu. Gata, hai că te-ai dus suficient. Așa, mă. Ia uite-te și tot cum se duce. Voi vă dați seama că ăsta este un joc făcut de niște oameni? Voi vă dați seama cam ce putea să fie în cap acelor oameni? Ei când veneau seara de la servici, da? Ei ce zicea, bă, ce mi-ai făcut azi, mă? Că, ce să fac, uite, am mai făcut o curbă la jocul ăsta, am mai umblat un pic la viteză. Mm-hmm. Și tu când apeși așa până înainte, ce face? Băi, dă 100%, frate. Îi dă blan. Deci cum, când apeși așa un pic? Da. Deci cum ai apăsat un pic, accelerația se duce în 100%. Băi, frate, nu cred, mă, e foarte tare. Dar, frate, știu. Deci nici mie nu vine să cred, nu? Nu, deci tu o să revoluționezi industria jocului. Da, frate, știu, da. Și ți-a luat mult să te gândești la chestia asta, băi, să știi. Deci veniți sără ăștia cu idei, cu prostii de astea, gen, băi, fii atent când apasă cineva accelerația să crească gradual, știi, să crească... Da, mai întâi începi și tu cu 1%, 5%, 10%. Și doar când ține cineva apăsat mai mult timp pe tasta înainte, de pe atunci progresiv să crească la 100%. Deci nu... Băi, dar ce idei proaste. Da, mă, știu, asta mi-am zis și eu, știi? Și le-am zis, bă, dar de ce să faci asta? Când poți la cea mai mică apăsare, să te duci direct 100% cu accelerație. Și tot se uita la mine, ziceam, bă, nu. Eu nu cred că este o idee bună. Și am zis, bă, nu se poate, mă. Deci nu se poate.
Eu cred că este o idee foarte bună, este o idee senzațională. O să voi nu știți ce spuneți, dar o să vedeți. O să revoluționeze pur și simplu industria jocurilor. O să fie, Dumnezeule, cum se mișcă, dar nu pot. Tu vă dați seama cât am ucit băiatul ăsta să facă acest joc? Vă dați seama câte sute, mii, zeci de mii de ore muncă, cât, ce echipă, ce oameni, ce... Nu, e bun, gata, nu fac ce are. Îmi pare rău, nu mai rezist, Dumnezeule, nu, it's too much. Ah, oh, God, este mult, mult prea mult. Ah, why? Cu ce am greșit? Ce am făcut? Urban Empire. Ce mai putem să jucăm? Hai să vedem. American Truck Simulator. Te rog, simulator, înainte de cafe. Deer Simulator. Și o întrebare la Deer Simulator, tu... Ce faci? Simulezi un deer, nu? O căprioară, o capră. Deer, că aia e ceva. O căprioară. Și ce faci? Te plimbi prin poienițe și mănânci iarbă și bei apă de la pârâu? Probabil că da, nu? Că altceva ce să faci? Da. Lobotomy Corporation Monster Management Simulation. Mhm. Surgeon Simulator, ai mă, ăsta e genial jocul, mă, cred că pe asta să-l joc și odată. Cultist Simulator, nu cred, deci ăsta trebuie văzut. Deci nu cred așa ceva. Cultist Simulator, du-te, mă. Dumnezeule, cum e posibil? Cultist Simulator, First Tower and How to Guide. Deci asta s-a jucat o oră. Ce asta e... Cum îi zice? E board game sau ce este? Ai un board game. Da, mă, bine. Hey, dacă e board game, da, în board game poți să faci orice similă, orice vrăjeală, orice idee posibilă și imposibilă. Production Line Car Factory Simulation. I love you, Colin Sanders, a finger-licking good dating simulator. Nu pot să cred că există așa ceva. Deci voi vă dați seama cum... Doamne! I love you, Colin Sanders, a finger-licking good dating simulator. Bă, asta o înțelegi. Zici ceva acolo, I love you, Colin Sanders. Ah, da, frate, gata, e ceva cu KFC, cu astea, bun. Finger-licking good, perfect. Dar după aia vezi dating. Deci cum? Deci eu... Nu. Eu... Deci eu m-am blocat. Eu nu pot nici măcar să încep să-mi imaginez ce este acolo. Dumnezeule, people seduce Colonel Sanders in KFC Dating Simulator. KFC is I love you, Colonel Sanders, fingering așa. Wow! Ăsta arată bine. BuzzFeed multiplayer. Ok, hai să vedem. Oh my God, it's so kawaii. This is some smart marketing. I will tell you that right away. Today we're going to play KFC's new dating simulator. I love it. Okay, let's play it. Okay. Deci de ăla de japonez cu scrie textul și apar ăștia și bla bla bla. Oh, Dumnezeule, nu. Nu. Nu, îmi pare rău, nu. Oricât de amuzantă și de tare ar fi ideea și câtă bășcălie ar fi acolo. Deci doar în ideea, doar în titlul ăla, atâta. Deci titlul ăla este tot ce trebuie, tot ce ai nevoie, tot ce poți visa, tot ce... Nu se poate așa ceva. Production Line Car Factory Simulation. Simu Trans. Sper că asta nu e cu trans people, da? Transgender. Dream Daddy. God. Nu. Nu, Dumnezeule, nu Dream Daddy, Dating Simulator, nu. Nu, dar asta trebuie să-l vedem, îmi pare rău. Îmi pare foarte rău, deci asta trebuie să ne uităm. Domnul Google, să nu nebunești cu ce caut, da? Te rog eu frumos. Dream Daddy, spațiu,
Game play. A, e același lucru. Nu, 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 e același lucru. Este exact același lucru ca și KFC, Finger Licking Good, Spanac. Da, deci nu. Deci uitați. Mi-am dat seama de aici din thumbnail. Vedeți thumbnail-ul? Thumbnail este tot de la Battlefield Multiplayer, da? O arată pe cacica aia pe care am văzut-o mai devreme. Arată pe tipul ăla și aici vedeți? Asta acum, nici nu, nu, gata, am înțeles, la revedere, pa, pa. Ok, Simutrans, sper că ăsta măcar e mai bun decât Simutrans Transport Simulator. Ok, sună bine, sună bine, să vedem. Extended Let's Play Part 1. Mă scuzați, dar... Frumos. Loading screen-ul de la OBS. Dacă ar funcționa și domnii interneți, ce bine ar fi să funcționeze. So as you can see, I have, Aha, deci nici 720 până nu mergea. Ok. Ah, ăsta e de ăla de... Ah, ce urăsc jocurile astea, Dumnezeule, ce urăsc jocurile astea. E de ăla de... Fii atent ca să poți face o stradă. Ai nevoie de nu știu ce, de nu știu ce, de nu știu ce. După ce o faci, zice, păi nu, stai așa, că trebuie să faci nu știu ce și nu știu ce și nu ai suficiente energie, nu ai suficient cărbune, nu ai suficient nu știu ce. Oh, God! Frate, eu vreau să mă joc. Nu știu dacă înțelegeți, da? Deci eu vreau să mă joc. Vreau să mă relaxez, vreau să... Da, asta e un subiect pentru un alt show. Un subiect în care să discutăm doar despre asta, dar nu acum. Domestic Dog Simulator, ok? Oh, sir, the Insult Simulator. Doamne, Dumnezeule, Microtransaction Simulator, Clock Simulator, Loading Screen Simulator, dă-te-n pana mea. American Truck Simulator, Self-Ledge, Daughter Raising Simulator. Wow, alright. Top Games, Grand Theft Auto 5, Red Dead Redemption, bine, 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 bine. Hai să vedem ce mai este mai interesant așa din astea, din Top Games. League of Legends, nu. Fortnite, nu. Minecraft, Doamne Dumnezeule, nu. Nu, nu Minecraft. Nu Minecraft. PUBG Lite. Nu cred. Nu. The Sims 4, da, asta ar fi singurul pe care mă simt în stare să-l joc. Warframe Left 4 Dead, nu știu dacă se vede bine. Așa. Age of Empires 2. Da, am jucat Age of Empires, dar nu mai. Nu. Garry's Mod. Asta ce era? Era ceva cu Half-Life, shooting, nu? Fallout New Vegas, scuze. Fallout New Vegas m-am jucat. E foarte tare. Nu acum. Nu la ora asta. The Sims Portal, Inner Space Portal. Nu, niciodată n-aș fi în stare să joc Portal. După primele trei nivele, cred că l-aș dezinstala. Mi-aș băga picioarele. Primele trei, nu nivele, ai înțeles, primele trei misiuni, să zic așa. World of Warships, Football Manager, State of Decay, The Lord of the Rings. Uite, asta ar fi interesant, dar nu cred că... Ah, bă, nu, stai că m-am mai jucat odată și e un RPG de ăla, de te luți ca prostul, nu faci absolut nimica. The Sims 4 Battle Right. Star Wars Jedi Knight, Pathfinder, Battle Right Royale, Final Fantasy The Witcher, The Witcher Adventure Game, da, deci nu este vorba de board game, da, deci nu este The Witcher jocul, este The Witcher board game. Cyberpunk Survival Post-Apocalypse Now, Survival Post-Apocalypse Now, ce bine sună, wow, ce înseamnă, frate, un titlu foarte, foarte bine ales. Survival Zen. Din păcate, cred că e o mare porcărie. Cred că e o mare, mare, mare porcărie. Hai să vedem ce se întâmplă în Survival The Post Apocalypse Now. Hello everyone.
Hai, hai cu mers. Așa, așa. Așa. Hai, nu spune că e de ăla de caos ca prostul, cum îi zice. Se cheamă jocurile astea în care îți cauți ca prost tot fel de indicii, deschizi crates. Bun, și ce faci? Bun. Da, pare un shooter, adică na, pare un shooter. În moment ce ai pistol, e un shooter, dar eu nu vă să împuște pe nimeni, da, e o mare porcărie. The Sims 4. World of Tanks Blitz. World of Tanks Blitz, bănesc că e o mare porcărie. Half-Life. Minecraft Undertale's The Sims 4. Da, trebuie neapărat să-mi instalez The Sims. Ăla e un joc pe care mă văd acum lucrând. Warcraft 3. Tabletop. Starcraft 2. Karma Sutra. Mamă, ce tare e ăla, doamne. Ăla e tare jocul. E cu mașini în fel de NFS, dar e cu bășcălie maxim. Darkest Minecraft, FIFA, oh god. Metal Gear, Solid Legacy, Star Wars, Dark Forces. Star Wars, Dark Forces. Message from the Dark Side you have. Dark Forces coming. Coming Dark Forces are. Hai să vedem cu ce este asta. Star Wars Dark Forces gameplay. Oh my god, ăsta e joc de anii 80. Nu cred așa ceva. God, de ce l-a spus, mă, oameni buni, mă? De ce sunt jocuri pe care le poate rula computer, PC-ul meu, laptopul meu? Da, am înțeles, bun, dar de ce să pui jocul ăla că pui mei și un telefon, cea mai proastă telefon alea gratis de la Vodafone, cum e. Până și alea ar putea juca o chestie, adică nu, deci ăla nu e joc, ăla e o chestie să, hai să vedem ce făceau oamenii înainte de invenția, nu știu, telefonului mobil, să zic, cum se jucau. Pe timpul când exista buton de turbo la calculator. Deci ăsta este un joc care se juca pe Windows 95. Acum, serios, come on. Și ca să-l joci, ieșai din Windows 95 și intrai în DOS ca să-l pornești. Hai să fim serios. Da? Ce vorbim noi aici? Cum să pui jocurile astea într-o listă de jocuri pe care le poți rula? Nu ai voie. Villagers. Lego Star Wars, The Complete Saga. Tare mi-e frică că și asta e o mare porcărie. Lego Star Wars, The Complete Saga, All Cutscenes. Lego The Complete Saga, The Completionist. Ok, să vedem. Da, în fel. Bun. Ia să vedem, poate totuși avem... poate găsim totuși ceva pe aici de jucat. Asus Gift Box. Asus Product Registration. Something. Candy Crush. City Island 4. Nu. Nu cred că vrea nimeni să se uite la asta. Absolut nimeni. Nu vrea să se uite la așa ceva. Farm Simulator. Feedback Hub. Hex Commander Fantasy Heroes. Ce asta? Nici nu ții minte să-mi fi instalat asta vreodată. Asta aici e ok, zice doar iconul de launch. Asta ce scrie? Nu, eu nu înțeleg ce scrie acolo. Ting, Hing, HNG. Ah, HomeNet Games, ok, HNG, bun. Un nume foarte, foarte bine ales. Sunt sigur că s-au gândit foarte mult când au ales numele ăsta. Mai că aici ce mai găsim ceva? Așa, scuba ăsta, hai să vedem. De ce nu voia să se instaleze? Hai, te rog, get. Gotta get. Gotta get.
Dum, dum, dum. Bum, bum, bum. Fantasy Heroes. Hex Commander. Asta ce pare mai? E o clonă de WoW, nu? WoW. Am mai făcut o clonă de WoW. So much fun. E, ce drăguț e ăsta, oh my god. Bubbles Game Anti-Stress. Anti-Stress. Haunted Hotel Room 18. Pe bune. Tot mă. Bubble, 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 but. Bubble, but. Bubble, 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 but. City Skylines. Asta era simpatic. The Curse of the 30 Denarii. Numai după cum sună și deja m-am plictisit. Peter Hamlet din Wonderland. Come on, man. No way. Jennifer Wolfe and the Mayan Relics. Treasure Island. Princess Case. Am apăsat ceva, sper să nu se instaleze acum. Nu! Princess Case. Medford Asylum. Nu-mi plac horrorile și astea. Still Life Picture Puzzle. Ha, așa, jocul ăsta face ceva? Your game progress can be backed up. Your game progress. No. Do you want to register? No. Select race. Humans, elves, dwarves, green skins. I see the opposite. Start game. Yes, play tutorial. Ok, da, nu are. Nu are și sonor? Aha, ba da, uite sonor. Se aude ceva, se aude niște pași. Turn one, start. Welcome to the training camp. I'll teach you all about the skills and tragedies you need. Percival Kent. Au, ce față are Percival Kent. O față de antrenor. Start the basic surgery moment. Your first unit awaits your orders. Wow, cât de mișto sunt soldațile. Așa. Tap on the gray neck and gray hex to set path. Tap again to move. Movement range depends on terrain type. Păi și bun, unde trebuie să ajung? Am înțeles că pot să mă mut, dar mă mut așa, dar pixele. Ok, mă mut aici, dacă îi dăm pixele. Și după aici. Și după aici. Și după aici. Ok. Și? Ok. Și ce? Așa, bun. Excellent! This is a turn-based game, so we'll have to end our turn now. Close. End turn. Turn 2, start. Mamă, e fascinant, frate, jocul ăsta. Soldier of a band of goblins is approaching from the east. East. Păi și cum știm care este estul, bă, băiatule, bă, că noi nu știm în ce direcție ne uităm. Cine, mă? It's time to learn how to fight. Mm-hmm. Let's learn how to fight. Notice the red sword symbol surrounding your unit when selected. These symbols represent the attack range of your unit. Move towards the enemy until it is within attack range, then tap the unit to see the predicted fire results. Tap again to attack. Oh, Dumnezeule, hai să vedem. Deci avem așa. Și a trebuit să vedem niște ceva roșii, dar nu știu ce să vedem. Hold the Emperor. Now you will gain control over a second infantry unit. Infantry is a basic all-purpose unit. Armor protects the soldiers' force. While she is protecting from soldiers. Așa. Move infantry to... uite că pot să dau zoom. Ce drăguț. No, a trebuit să pot da zoom.
Păi hai să vedem, pe ăștia îi băgăm aici. Pe ăștia. Îi băgăm aici. Okay, now take control of this crossbow unit. It is a powerful ranged unit, but it can't move and shoot in the same turn. Okay, I saw it. It is best if crossbowmen are placed on towers. Am un mare bad feeling despre jocul ăsta că o să devină, cum ziceam mai devreme, nu poți să faci asta pentru că n-ai ăla și 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 dacă ai ăla, îți trebuie nu știu ce pe care trebuie să dai bani să-l cumperi, pe scurt. Cam la asta se va reduce tot. Deci, this best if girls women are placed on towers. Păi dacă it is best, da? Let's do what is best for them. Very good. You are now ready for the incoming enemy attack. Stay at the reinforced location and let the enemies come to you. Don't forget to shoot from the tower, from the tower. Eliminate all enemy units. Stay at reinforced location for 50% of shoot from the tower and turn if you are out of moves. Che? Aha, și acum... Ok. Aha, acum pot să acționez cu fiecare din ăștia. Foarte drăguț. Ia, pot să fac full screen? Vezi, mă, asta era, nu era full screen. Așa. Și ce mai vrea? Păi ce? Deci nu înțeleg ce vrea. Pe bune că nu înțeleg. And turn. Turn straight start. Ok. Very good. The final attack is coming. This time you will fight goblin archers. Archers. To eliminate archers, you will have to move your infantry. Bine, domnul Percival. Ce nume iau, da, mă, Percival, mă. Cum să-i zici, mă, Percival? You have to move your infantry. Păi hai să mutăm ăștia pe ăștia. A, nu, uite că mai sunt și aici. Sunt mulți de ăștia, mă. Foarte drăguț. Din păcate, și asta este un mare bullshit. Mare, mare bullshit. Hai să... Nu... Am dat click din greșeală acolo. Lines of nodes, nu știu ce. Gun fishing, oh god. Din păcate nu sunt atât de plictisit ca să mă joc fishing. Gata? Hai că mai continuăm și mâine. Vă pup, mulțumesc celor care au fost. Pa, o să rămână.